Mai multe accidente rutiere grave au fost produse pe drumurile din județul Iași și în ultimele zile, soldându-se cu persoane decedate sau rănite. Cu o zi înainte de Revelion, un tânăr de 22 de ani din comuna Răducăneni și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un autobuz. În seara de Revelion, trei persoane au fost lovite de o mașină în cotnari, iar una dintre persoane și-a pierdut viața. De asemenea, aseară un grav accident rutier a avut loc în Popricani, numai puțin de șase persoane fiind rănite. Ziua și accidentul în județul Iași. Din nefericire, două persoane și-au pierdut viața în ultimele zile. Un tânăr de 22 de ani din Bohotin a murit după ce a intrat cu mașina într-un autobuz cu șapte călători. Din nefericire, tânărul șofer din autoturism nu a mai fost salvat. Tragic a fost și un accident produs în noaptea de Revelion în Cotnari. O mașină a lovit trei pietoni, colindători și din nefericire fericire o persoană a decedat. Șoferul care a provocat tragedia mergea cu viteză mare. Un alt accident grav a avut loc aseară în Popricani, fiind implicate trei autoturisme în care se aflau nouă persoane. Accidentul a avut loc în intersecția din apropierea Bibliotecii Publice Popricani. Polițiștii Serviciului Rutier Iași au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că pe DN24C în localitatea Popricani a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Astfel, din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat faptul că între trei auto a avut loc o coliziune care s-a soldat cu rănirea ușoară a șapte persoane. Cei trei conducători auto implicați în evenimentul rutier au fost testați de polițiști la fața locului, rezultatele fiind negative. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt. Tot aseară în localitatea Strungă, o mașină în care se aflau două persoane s-a răsturnat în afara carosabilului. Una dintre persoane a fost rănită, aceasta fiind transportată la spital.